În urmă cu 2 ore s-a dat startul maratonului de vaccinare din capitală. În total sunt 50 de fluxuri unde sunt primiți cei care doresc să se imunizeze cu serul Pfizer la Sala Palatului și la Biblioteca Națională. Până duminică seara, cei care vor pot merge în cele două centre fără programare, doar cu buletinul. Alexandra Popescu este la Sala Palatului. Alexandra, este o adevărată desfășurare de forțe acolo. Câți medici și câți voluntari sunt implicați și mai ales câte persoane speră organizatorii să vină să se imunizeze acum? Bun găsit, Marius, vorbim despre 1200 de voluntari care vor fi prezenți în aceste 3 zile la maratonul de vaccinare de la București, atât la Sala Palatului, cât și la Biblioteca Națională. Vorbim despre 260 de medici, 300 de asistente, 135 de medici rezidenți, dar și 500 de studenți la medicină. Toată lumea va ajuta ca totul să se desfășoare ca pe roate. Vorbim de asemenea despre un maraton care a început, iată, în urmă cu 2 ore la ora 16 și se va termina luni la ora 8 dimineața, va fi non-stop, așa că oamenii pot veni chiar și noaptea, când vor avea chiar și mijloace de transport la dispoziție să se deplaseze la vaccinare. Vorbim despre autobuzele 104, 117, 178, 300, 313, dar și 368, care vor circula toată noaptea, atât astăzi, cât și sâmbătă și duminică. De asemenea, la acest maraton de vaccinare, așa cum spuneai și tu, vorbim despre 50 de fluxuri, dintre care 40 sunt doar aici, la Sala Palatului. Imunizarea de la Sala Palatului a început la ora 16, însă au fost oameni care au venit chiar și cu 3 ore înainte să se asigure că vor intra printre primii. Domnul din imagine are aproape 83 de ani și a luat și un scaun cu el ca să nu obosească așteptând. În februarie anul trecut am vrut să mă vaccinez și n-am putut. De ce n-ați putut? Păi nu m-am dus la distanță, nu m-am programat, acum e cald, e frumos, e aproape de casa mea. O mulțime de oameni s-au pus la coadă cu speranța ca vaccinul să țină virusul departe de ei și să ne reîntoarcem la normalitate. Cine v-a recomandat să veniți astăzi să vă vaccinați? Am auzit la televizor. A zis gata, m-a așez la coadă, da, cu 3 ore înainte? Sigur că da. Sunt și diabetic și de asta am zis. Da, da. Am mâncat din fugă și am venit ca să țin în rând. Organizatorii au cerut sprijinul armatei, care a montat corturi unde cei care așteaptă să se poată adăposti în cazul în care va ploua. Acest maraton a fost organizat pentru a ajuta în special pe cei care nu sunt foarte prieteni cu IT-ul și n-au reușit să se înscrie în platformă sau n-au avut abilitățile sau n-au o adresă de mail. Adică exact persoanele care, prin prisma vârstei, au cea mai multă nevoie de vaccin. Și cei care nu au putut să se învoiască de la locul de muncă în timpul săptămânii pentru a merge la vaccinare au acum ocazia să primească vaccinul. De ce ați dorit să veniți la maraton să vă vaccinați? Și nu ați mers în alte centre, de exemplu? Am fost și ieri la Spitalul Militar și era o coadă foarte mare. Printre medicii care vor administra vaccinul în cadrul maratonului se numără chiar coordonatorul campaniei naționale, Valeriu Gheorghiță. De ce ați ales să participați activ la acest maraton? Pentru că sunt medic, asta mă reprezintă, sunt specialist boli infecțioase și mi-e dor de activitatea medicală și de oameni. Eu sunt bucuros pentru orice român care va veni aici și va pleca în siguranță și vaccinat, să vină toată lumea pentru că avem suficient vaccin pentru oricâte persoane vor veni. Celălalt centru unde se desfășoară vaccinarea maraton din capitală este la Biblioteca Națională. 3 persoane. Am ales să mă vaccinez pentru că vreau să mă protejez împotriva virusului. Mă așteptam să meargă mai repede, doar că, știu, coadă cam mare. De cât timp aștepți aici? 30 de minute. Să putem pleca din țară la vară. Pentru a putea călători, mai ales. Trebuie să ne conformăm toți noilor reguli și să fim cu toții responsabili ca să putem scăpăm de acest virus. De ce ați ales să veniți să vă vaccinați aici? Pentru că am depășit 80 de ani. Și n-ați încercat să vă programați pe platformă? Da, n-am reușit. Pentru Rapel va fi organizat un al doilea maraton. Toți oamenii care se vaccinează acum vor primi după imunizare un mail sau un mesaj pe telefon cu data și ora la care sunt programați pentru cea de-a doua doză. Cei care nu au cum să ajungă pot face rapelul și în alt centru.